Alexandru Holicov de la Servio și Oana Terteleac, Windows Business Group Lead Microsoft România. Bine ați venit! Îmi pare bine! Salut! Luați microfoanele, vă rog! Subiectul pe care îl discutăm este legat de platforme digitale de educație. Am să încep cu tine, Alexandru. Spune-ne câteva cuvinte despre AdServio. Proiectul AdServio a început în anul 2008. Primul liceu pilot a fost liceul Vasile Alexandri din Iași, în care am implementat pentru prima oară în anul 2009 platforma. Spune-ne câteva cuvinte despre platformă. Spune-ne ca și cum n-am ști nimic, pentru că dacă platforma, eu mai știu câte ceva, o mare parte dintre cei care se uită, da, posibil să nu știe nimic. Platforma AdServio reprezintă un sistem de management școlar. Avem module de la elev la profesor, părinte, director, secretariat, inspectorat și chiar minister. Deci informația, un fel de ERP pentru școală sau exact, ce? O platformă digitală pentru toate informațiile școlare dintr-o țară, aș putea spune, adică nu numai dintr-o școală. Sunt interconectate între ele, adică secretariatul școlii poate scoate toate rapoartele automat din sistemul nostru, inspectoratul la fel poate vizualiza toate informațiile pe școlile care le are în subordine, iar ministerul pe toate inspectoratele și pe toate școlile din țară. Adică dacă eu ca ministru vreau să aflu o informație dintr-o școală, din capătul celălalt al țării, pot afla într-o secundă, intrând pe platformă și accesând. Bun, hai să trecem la realitate acum și se pare foarte interesant ceea ce spui. Spune-ne în momentul de față care sunt implementările, adică unde este utilizat sistemul în momentul de față? În momentul de față, sistemul este implementat în 13 unități școlare în Iași, 8 în București și una în Botoșani. Chiar săptămâna aceasta am reușit să implementăm. Cât timp a trecut? Adică care este cea mai veche implementare? Cea mai veche implementare este din 2009, liceul Vasile Alexandri din Iași, care pot spune că a fost un proiect pilot cu foarte mare succes, pentru că rezultatele de acolo după 6 ani de activitate sunt impresionante, aș putea spune. Rata absenteismului a scăzut cu peste 60%, media pe unitatea de învățământ a crescut cu peste un punct, comunicarea între școală, părinte și elev a crescut și este mult mai strânsă, iar pe total activitatea întregii unități de învățământ este, pot spune, foarte. Cât costă o asemenea soluție? Bună. Cât costă implementarea? Implementarea, în momentul de față, noi avem un model de business. Dotăm școala cu echipamente IT. În momentul de față am făcut un proiect pe fonduri europene și am achiziționat 310 tablete Asus T100 cu sistem de operare Windows. Am făcut un research de vreo 3 luni ca să alegem aceste tablete. Da. Sunt cam, adică am ajuns la concluzia că sunt cele mai bune pentru soluția noastră, da, și pentru utilizarea lor în școli. Ce pot să mai spun? Sunt sistemul este foarte flexibil, poate fi utilizat de la telefonul mobil la orice device electronic, adică în momentul de față este web-based. Este o aplicație web, nu vrem ca în viitorul apropiat acum cu legătura cu Microsoft să dezvoltăm o aplicație pentru Windows, nativă, să fie în store-ul Windows. Și cam ăsta e planul de apropiat. Cred că trebuie să iei un alt microfon. Sper că s-a auzit, tot ce ai spus. Și eu sper. Am vorbit. Bun, hai să trecem un pic. Ce sunt curios care este viziunea Microsoft și ce se întâmplă pe zona de educație și în ce măsură platformele digitale să încep să fie adoptate în România? Modul în care evoluează sistemul de învățământ din România este unul pozitiv din punctul nostru de vedere. Iar adopția platformelor Microsoft este una foarte, foarte facilă.
tocmai din acest motiv, studiul de fezabilitate pe care l-a efectuat Adservio timp de 3 luni de zile și în urma căruia a reușit că platforma Windows ar fi cea mai ușor de considerat ca și bază pentru implementarea acestui sistem de catalog electronic, ne arată și nouă că suntem pe drumul cel bun și că, într-adevăr, avem un mesaj nu numai către consumatorii obișnuiți de informație, dar și către consumatorii din învățământ, că platforma Windows, Microsoft Windows 8.1, este într-adevăr un instrument foarte bun de lucru. Și vorbim odată de funcționalitățile în sine ale platformei și, în al doilea rând, de conceptul de family safety. Da? Ne dorim foarte mult că atunci când un elev accesează o tabletă și folosește o aplicație pe această tabletă, să fie în același timp protejat. Da? El se expune unui conținut informațional care nu poate fi întotdeauna controlat. Și atunci când features-uri de family safety sunt implementate într-un device ca tableta Windows, da? Și noi suntem singurii care oferim această funcționalitate, practic profesorul, dacă elevul încearcă să acceseze un conținut la care nu ar trebui să aibă acces sau un site de internet la care nu ar trebui să aibă acces, părintele, tutorele, profesorul este alertat. Și asta automat ne protejează copiii, toți suntem sau vom fi la un moment dat părinți și ne dorim ca ai noștri copii să fie în permanență în siguranță și nu expuși unor influențe nefaste din mediul IT, informatic. Vreau să vă întreb, Microsoft România s-a implicat în dezvoltarea sau a ajutat compania, a ajutat Adservio, s-a implicat în vreun fel în dezvoltarea acestei platforme? Ce pot să spun este că e un proiect în mai mulți pași. Adservio a inițiat, să spun așa, a inițiat acest proiect și a mers pe o abordare în care platforma este web-based, însă pasul următor este ca împreună cu specialiștii noștri pe platforme de dezvoltare și dezvoltatorii din Adservio să lucrăm împreună și să construim o aplicație specific care să poată fi instalată pe toate device-urile cu Windows 8.1, că sunt telefoane, că sunt tablete, că sunt calculatoare obișnuite și să dăm întregul set de funcționalități care practic conglomerează într-un singur ecosistem tot ce înseamnă sistemul de învățământ, elevi, părinți, profesori, inspectori școlari și chiar la nivel de minister, să dăm acces consolidat la nivelul unei aplicații instalate pe un terminal. Aveți și alți parteneri în România care au dezvoltat soluții digitale pentru educație? Dacă Adservio este în zona aceasta de platformă digitală pentru educație, avem într-adevăr și parteneri care au dezvoltat în zona de conținut digital, de exemplu manuale digitale. Și azi avem un case study foarte frumos cu manualele digitale pentru elevi. Aș vrea să vă întreb, probabil ați văzut, Ministerul Comunicațiilor și cel al Educației au anunțat că anul viitor vor fi achiziționate, sau în anii următori, aproximativ 500.000 de tablete pentru elevii din școala generală, dacă am reținut bine. Și clasele primare. Da, din clasele primare, exact. Întrebarea mea este, bănuiesc că fiecare dintre dumneavoastră spune tabletele Windows sunt cele care trebuie să fie cumpărate, însă aș vrea să vă întreb care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, punctele pe care ar trebui să le aibă în vedere ambele ministere atunci când vor face achizițiile, adică din punct de vedere al alegerii platformei, al securității, al posibilității de a implementa diferite funcții și având experiență deja în acest domeniu, cu cazuri concrete, sunt curios care ar fi sfaturile dumneavoastră înainte de a se lansa aceste licitații. Eu pot să vă dau câteva scenarii punctuale de lucru care într-adevăr ar avea o aplicabilitate foarte mare în acest proiect care se dorește unul la nivel național. Discutăm pe de-o parte de faptul că în sistemul informatic implementat în școli, pentru că există tot felul de aplicații pe care elevii, profesorii le folosesc în acest moment, ele sunt aplicații desktop. Platforma Windows și tabletele cu Windows sunt singurele care permit rularea pe o tabletă a unor aplicații care au fost, de exemplu, dezvoltate pentru desktop-uri de Windows 7. Deci, reușim să capitalizăm pe un asset de dezvoltare de aplicații preexistent. Nu trebuie să ștergem tot și să începem de la zero. Da? Deci da. Vom folosi și ceea ce s-a construit în trecut. În al doilea rând, din punct de vedere al securității accesului la informații, după cum vă spuneam, într-adevăr, tabletele cu Windows sunt singurele care permit acest acces restricționat la anumite tipuri de aplicații cu anumite timestamp-uri aplicate, adică elevul are voie să acceseze anumite aplicații în anumit timp. Asta înseamnă că se pot da teste, de exemplu, cu termene setate și în timp în care elevul nu poate să intre pe internet să caute răspunsurile. Să vă dăm da, un scenariu de lucru. Am înțeles. Da.
Și în al treilea rând, tabletele Windows sunt singurele care permit funcționalitatea de multi-user, adică o tabletă poate fi accesată de mai mulți utilizatori, la modul că fiecare user are contul lui, profilul lui de securitate pe același device. Da? Am înțeles. Sunt curios și mai curios ce spuneți voi, pentru că aveți o experiență de 5 ani de zile de implementare de asemenea platforme. Din punctul meu de vedere, încă de la început, cum am gândit noi platforma Atservio, a fost ca ea să ajungă să fie implementată la nivel național, fiecare elev să aibă un cont, fiecare părinte să aibă un cont, fiecare profesor să aibă un cont în care să aibă toate informațiile pe care trebuie să și ar trebui să le aibă în... Bun, hai să te întreb. Un părinte care are copilul la una din școlile unde a fost implementat sistemul vostru, la ce informații are acces? Un părinte are acces în momentul de față la notele și absențele copilului. Cum? Trebuie coată oricând? Intră pe site-ul atservio.ro, introduce userul și parola, indiferent că este în țară sau în străinătate, și are acces read-only la notele și absențele copilului, propriului copil. Doar ale propriului copil, nu vede și absențele sau notele colegilor din clasă. Sau. Da. Pe lângă asta, poate comunica foarte ușor cu toți profesorii din școala copilului. Adică le poate transmite mesaje? Le poate trimite mesaje cu atașament, profesorii pot răspunde în același moment. Pot, pe lângă acest lucru, poate vizualiza orarul elevului, pot vizualiza temele pe care acesta le-a trimis. Elevii au un cont, au un modul în... Mă întreb dacă sunteți populari în aceste școli. Când vă văd elevii, ce vă spun? Da, pentru că e cam dificil să mai... Chiar suntem populari pentru că... Ei ușor conștientizează că acest sistem nu face decât să-i ajute pe ei și să le îmbunătățească Dar viitorul. Dar poate că așa, în ultimele clase, cam când termină, când se pregătesc. Dacă începe un astfel de sistem din clasa 1, de exemplu, vă dau un exemplu la Colegiul Ghiote din București, German, unde avem implementat proiectul de 3, chiar 4 ani. Anul acesta am introdus platforma și la clasele 0 și la clasele 1. Folosesc tabletele și sistemul pentru a prezenta, accesa manualele digitale. Pe lângă asta avem, v-am spus, elevii pot lucra împreună pe platforma noastră la anumite proiecte. Trimit, nu mai trebuie să vină cu stick-ul sau cu proiectul printat la școală, îl trimit direct în contul profesorului. Profesorul în același timp poate să le răspundă dacă ceva mai trebuie schimbat sau poate direct să-i noteze, iar ei automat... Sună foarte bine, dar în lumea reală, chiar, adică privind la ce se întâmplă, chiar e folosit sistemul pentru că... Avem în momentul de față peste 70.000 de utilizatori pe platformă, v-am spus 22 de licee la nivel național. Sistemul, vreau să ajung la cum am plecat. Viziunea noastră a fost ca acest sistem să înlocuiască definitiv catalogul actual, care este, din părerea mea, este inutil, adică nu aduce niciun plus în educație. Pe lângă acest lucru, sistemul nostru permite printarea catalogului în format clasic, la final de semestru, la final de an, îl ștampelezi, îl semnezi și îl bagi în arhivă scrisă dacă ai nevoie. Pe lângă asta, nu vor mai exista greșeli în calcularea mediilor, în toate chestiile care se trebuie, pentru că sistemul le face automat, adică la final de semestru, imediat ce ai trecut o notă în catalogul electronic, media se calculează, se recalculează automat. La final de an nu trebuie să mai faci nimic. Bun, hai să te întreb acum legat de ce urmează se întâmplă anul viitor. Ce tablete ar trebui să nu cumpere ministerele? Eu pot să spun, vă spun de cercetarea care am făcut-o noi în cele 3 luni, care le-am avut la dispoziție pentru a alege tableta cea mai bună pentru platforma noastră. Care sunt criteriile? Pentru că la asta de obicei știm că prețul este... Nu cred că prețul este cel mai important. Dar ce? Criteriul după care am ales noi aceste tablete a fost, în primul rând, sistemul de operare Windows este cel mai cunoscut și mai ales profesorii din școli știu să utilizeze Windows, au un calculator acasă și nu au iOS sau Linux. Este corect, dar aici, fiind o licitație publică, e posibil să nu se poată fi pusă această condiție. Alte criterii. Tabletele care le-am luat noi pot fi conectate la un videoproiector, ceea ce este pentru noi și pentru educație, cred că este foarte important ca orele... Deci să aibă portaj de mail sau ce? Da.
HDMI, okay, pentru ca orele să se realizeze mult mai interactiv, nu să stai să scrii pe tablă și să după o oră, două, deja elevii sunt plictisiți să mai fie atent. Port HDMI, dimensiunea ecranului. Dimensiunea ecranului... Cât și de ce? Ar trebui să fie, deoarece în sistemul de educație sunt profesori și mai în vârstă și mai tineri, dimensiunea ecranului cred că trebuie să fie una optimă, în jur de 10 inci. Pe lângă asta, contează foarte mult și ajută la susținerea orelor suita Microsoft Office, ceea ce chiar elevii fac prezentări în PowerPoint, în toate aplicațiile de pe Office și chiar îi ajută la ore. Ce aș mai putea spune despre tabletele care le-am achiziționat? Bun, care ar fi cel mai rău scenariu al achizițiilor pe care le va face statul anul viitor? Să cumpăr niște tablete foarte ieftine și să nu se poată face nimic cu ele? Adică ce ar trebui să... când sunt cumpărate, să se gândească la un sistem de management, la un sistem de integrare a tabletelor în școală, să existe un flux al informațiilor, elev, da, profesor, părinte. Ar trebui să se facă un studiu, să vadă exact pentru că este foarte greu. Noi am făcut training în momentul de față la peste 2500 de profesori în școlile unde avem implementat proiectul. Adică profesorii utilizează platforma noastră oră de oră. Adică nu e ceva care vorbim de pe pereți. Bun, ați fi gata să participați la o licitație la nivel național? Dacă... pentru asta ne-am pregătit timp de 6 ani. Ce cifră de afaceri veți avea anul acesta? Anul acesta o să avem o cifră de afacere la 3 milioane de lei. 3 milioane de lei. Doar din... mai aveți alte produse sau doar ad serviu? Doar din proiectul ad serviu. Câți oameni sunt în companie? În momentul de față suntem aproape 20 de oameni. Am înțeles. Revin la Microsoft și întrebarea este anul viitor, care dincolo de, e clar, aici va fi un foarte mare proiect în zona publică, dar sunt curios dacă și pe alte zona de business, de companii, de business, dacă sunt implementate platforme digitale pentru a educa angajații sau dacă vedeți alte zone cu potențial din punctul acesta de vedere pe piața locală. Bineînțeles că platforme de e-learning sunt foarte solicitate în acest moment, pentru că pe de-o parte companiile, și mă refer foarte mult la zona aceasta de business, au o distribuție teritorială destul de mare și automat, în momentul în care reușesc să livrezi conținut digital, să livrezi cursuri, să testezi angajații și să te asiguri că în permanență ei sunt la curent cu ultimele noutăți și să faci acest lucru fără să aduci forța regională, să o aduci într-un punct central, fără să cheltuiești cu diurnă, transport și așa mai departe, automat costul unor platforme digitale de livrare de informații către angajați, de cursuri, poate să fie mai mult decât justificat. Deci nu trebuie să privim în valoare absolută această componentă, ci într-un cadru mai larg, în acel cadru în care până la urmă compania dorește să își crească nivelul de pregătire al angajaților, să o facă cu costuri cât mai reduse și în aceeași timp să se asigure că latența care se întâmplă între viteza cu care intră informația în companie și viteza care este distribuită mai departe și adoptată și implementată de către angajați, această latență se reduce din ce în ce mai mult. Care sunt obiectivele? Anul fiscal Microsoft a început deja. Care sunt top 3 obiective pe care le aveți pentru anul acesta? Strategia noastră de mobile first, cloud first, este cea pe care se fundamentează stâlpii evoluției noastre și Microsoft are o terminologie foarte specifică și probabil că sunteți obișnuiți cu această terminologie, dar dacă ne uităm, componenta de mobilitate și device-uri, și aici vorbim de ceea ce încercăm să construim cu partenerii noștri, cum este și AdServio, componenta de business intelligence, de business insights, prin care practic aducem informația aproape de client într-o formulă pertinentă și permisivă și utilă în primul rând, partea de productivitate și platformele de productivitate în cloud, pe care le vedem din ce în ce mai mult promovate pur și simplu ca și commodity, ca și marfă, ca și instrument de lucru absolut obișnuit pentru clienții noștri. Mulțumesc, revin la AdServio și înainte de a vă întreba de anul viitor, eram curios, v-a întrebat cineva de la minister, v-a chemat să vă întrebe ce se întâmplă, să vă ceară un sfat, o informație legat de... Nu ne-au chemat ei, ne-am dus noi peste ei. Bun, și v-au răspuns că... Da, adică mai, mult sau, mai mult sau mai puțin. Care e nivelul la care ați ajuns? A discutat cu secretar de stat sau mai jos? Am
vă spun, una din inițiativele școlilor unde avem noi implementat proiectul, deci școlile din Iași și București au făcut o petiție. Toți directorii și stafful din aceste școli au semnat pentru pilotarea și eliminarea catalogului în școlile unde este implementat proiectul Acervio, pentru a ușura procesul de învățământ. Bun, pentru și care a fost răspunsul la petiție? Nu a fost niciun răspuns. Adică nici măcar să ne spună că da sau nu. Sau bun, și dumneavoastră când ați fost la minister, cu cine ați discutat? Până la ce nivel ați ajuns? Director de direcție, director de serviciu? Până momentul de față, la minister am discutat cu câțiva oameni, pot spune, sub ministrul educației, adică nu cu ministrul educației, dar toate propunerile noastre care le-am înaintat au ajuns acolo cu siguranță, au fost înregistrate la Registratura Ministerului Educației și sperăm să primim un feedback, zic eu, pozitiv, pentru că platforma noastră este dezvoltată în totalitate, spunem noi, made in România. Este nivelul de vârstă la noi în companie este de 27 de ani. Suntem o echipă de tineri care ne dorim schimbarea educației românești, să aducem un plus cu adevărat în acest sistem, pentru că chiar avem nevoie, cred că suntem foarte deficitari la acest capitol. Sperăm ca și ce va apărea în ziarul financiar să ajute să primiți un feedback mai rapid. Spune-ne despre anul 2015, ultima întrebare. Anul 2015 ne pregătim pentru încheierea acestui proiect cu tabletele achiziționate de la ASUS. Chiar săptămâna aceasta trebuie să încheiem ultimul liceu din Iași și să implementăm ultimele tablete. Iar pentru anul 2015 așteptăm să vedem ce direcție va avea Ministerul Educației și dacă se va deschide cumva o linie de finanțare sau o licitație. Suntem pregătiți pentru a participa. Cred că avem deja maturitatea și experiența pentru a putea participa și a implementa acest proiect la nivel național. Oana, Alexandru, mulțumesc foarte mult! Luăm o mică pauză în transmisia noastră de aici, de la conferința Microsoft Summit. Revenim după